Salutare! Am revenit cu al treilea filmuleț din seria de spachetări. M-a prins noaptea meșterind la cele câteva accesorii. Am pus o gentuță partea din față. Pare extrem de utilă. O gentuță triunghiulară. Un suport cu sticlă și unul pentru peturi, un licurici, o borsetă de șa, o husă cu gel, să vedem cât rezist cu ea. Am mutat sclipicioșii ăștia de o parte și de alta până vin aripile. În față am mai pus o sursă de lumină. O să o țin mai mult pe strob, pe intermitent, ca să fiu mai vizibil. Și aici e o mizerie din Lidl, un vitezometru crivit. N-am putut să-l pun pe ghidon, că nu bate atât de mult, e fără fir. Am pus senzorul cam la 25 de centimetri. Cam atât merge. Bineînțeles, nu văd nimic cu el aici, dar sper să-mi înregistreze viteza medie și distanța parcursă, măcar atât. Să vă las sfârșitul turelor. Cam atâtica. Am mai luat o cască de asta după un Kaufland. Sper să nu fie la fel de performantă ca vitezometrul de la Lidl. Niște mânuși tot de pe Lidl, mi-e și frică să le port. Un rucsăcel de pe Lidl. Ieftenache. Le vedem cât țin. Dacă nu țin, luăm lucruri mai serioase. Cam atât. Urmează să o mai scot un pic pe traseu, când o să-mi vină suporții de ghidon pentru camera video, o să fac și un filmuleț două. Ghidonul ăsta are o formă extrem de ciudată, e enervant, e conic, nu prea stă nimic cum trebuie pe el. Asta este. Mai Merida. Hai, ciao.